Iar la ora 7, domnul a 3 milioane de euro. Lotul 7 a fost evaluat la 14.85 de euro cu TVA și o revenire cu redevență lunară minimum de 50 de euro. Deci el a mai puțin cu nimic. Evaluarea a fost făcută din punct de vedere legal, domnul Cotron este expert la autorizat la NEPAR. Proiectul de hotărâre include și toată verificarea lor în procedurile prevăzute prin lege, în sensul pentru că asta la urmă, în țară, au luat și o hotărâre de procedură, de automatologie, a fost dată casă, iar pentru gradul, concesiune. Concesiune. Prin licitație publică cu deschisă, cu strigare. Adică trei oferte, cea mai mult preț, ia concesiune. Cam despre asta e vorba proiectul de hotărâre. Consiliul local trebuie să-și însușească raportul de evaluare, și să aprobe valorificarea bunurilor în conform proiectului de hotărâre parlamentar. Este nevoie de 10 voturi, 2-3 numărul consilierilor aleși, pentru că e vorba de patrimoniu. Dacă vrea lumina, pe care îi rezolvă pe lor contractul respectiv, lasă-l
cereri la primărie pentru suprafețe de pași pentru a fi concesionat. Deci am dezleat înainte, dăm acum care vreau să le am acum fi concesionat cât s-ar permite, permite legea modificată. Deci apoi zic că se rămână operator de fond, face cheltuială
după care vin motivele justificative până la 31 decembrie asupra cheltuielilor efectuate, în cazul în care nu faci cheltuială pentru obiectivul care am aprobat. Eu n-am ce-i face, nu pot verifica la nivelul cheltuielii, că nu e conștiința mea. Dar când au venit cu documentele justificative, să dau un exemplu, am dat din beton, el a luat ceva. Pață, nu contează ce are obligația legală de a restitui suma înapoi poținului local. Plus că el dă declarația la plus, are declarații notariale cu statutul cheltuirii a banilor. Deci cam asta e procedura. Asta e procedura. Noi dădeam pe principiu ca procedură, nu sunt probleme, am spus la ce punct. Problema este, și am procedură, nu sunt probleme. După ce se depune cererea, părintele de la Bucurau și cel de la Curapăie și cel de la Constival, orice grup are dreptul să depună în fața regizamentului. De tot ce cer. De noi care a fost solicitarea. Solicitarea. Aprobarea o depună în sigur ca la suprafeței și... Așa. Și dacă avem bani? Da, avem bani. Așa. E bine, dar regulamentul se poate face. În regulamentul se poate să depună cererea, se poate solicita. Care trebuie să le ai. Cine îmi spune acea documentație și de... Deci dacă nu e documentația, se spune aprobării Consiliului Local, Consiliul Local aprobă documentația, aprobă banii... Partea buget finanță. Da. Și acum, când aș... Atunci e mic. Și ce spune dumneavoastră, de toate ce știți dumneavoastră așa, ar fi ceva solid? Sau muncește și părintele și noi degeaba, da? De cam asta. Ar fi ceva solid? Ce spune, se solicită sau neoficial? Nu, dacă sunt bani, dacă se solicită, se solicită toți. Pentru rectificare de buget, ca noi. Da. La noi buget. Trebuie să luăm de undeva, să dăm, dar vă dați seama 10 puncte care au de care. Dacă se luăm de trase și poste care le deschide, îi dăm înapoi, nu scoate. Da, un bădeu, da. Deci România asta, să plătesc și ei. Solicitările ce le fac până acum? Că cei mai, cel mai amurăt, nu știu, deci dați fiind poste. Ei nu știți, așa de apăreți? Solicitările până acum au venit doar atât. Părintele cheful de la Pătemata. Vrea de-a pentru casa de lea să găsim. Că ai părintele de la Pătemata. Nu vede de biserică. Nu, 300 de milioane. Ia să pună la propriu, nu se mai va. Biserica... Părintele de la Dumnezeu. Dacă o iei din frică, spune, durează două săptămâni, poate trei, până mai se face documente.
până am dus și ce trebuie. Mai durează să iau un lume zile, când o să depună și ei toată documentația. Cum pot, gata, e făcut așa de zic, o să le dai bani și sănătate. Cum mai semnează bine că să iei dai înapoi? Și sunt târzii să faci septembrie și mi-ai dai septembrie mai facă. Și el a fost. Deci, părerea mea, ăsta a vrut să fie drăguț de acum, cum fac? Dar așa gândesc eu. Fratele ăsta, bună, bună, noi stabilim un regulament. Corect. De acestea, știți, vorbim și ce avem toate bisericile. Va fi și Părtina Calanu și la Pătrașcani, Părintele la Floare, pentru ca să dea dumneavoastră noi de reabilitarea a bisericii din momentul 2. Noi stabilim un regulament. În momentul când, fiecare Noi stabilim doar un regulament care aduce actele, corespunzătoare, speciale. Primul care este cel mai bine documentat la toate este Părintele Căruși. Face casa, dar o anul, nu stați. El are oamenii acolo, acum. Acum se le toate de tot. Peste un an. Vrem să facem un trece, nu? Votați cum crede. Păi nu, că deja l-au supus la vot, pe aia, de-aia nu pot, da? Deci nu pune la vot, să te dea problema. Este că îi dai regulamentul, îi dai și sufletul. Sunt mai mulți așa de acolo. Durează, cum la sufletul, durează. Sunt foarte făcut o cine este pentru. Haideți să ne plăcim pe o secundă, domnul. Dați-ne o regulament, ca după aceea să schimbi și votăm așa. Deci, haideți să-mi citesc. Da, cel mai bun. Dar noi prima dată când se dă bani la biserică. Poteți? Noi prima dată când se dă bani la biserică. Când eram eu, se dă bani la biserică. Dar toate bisericile, dar are două biserici parochii, doar amândouă. Are două biserici parochii. Nu s-au știut, nu s-au vedere. În media, exact, în partea bisericii. Chichit regulament de așa. Legal și corect tot ce... Tot ce este trebuie să facă. Copii de la autorizația de postul de trebuie să fie corect. După cui? El trebuie să dea declarația la mare aprobatele a... Domnule, poate să nu ți-e răspundi, dar asta e bine pe loc. Asta nu mai lucru referiție ceva. Un european ne obligă ca în fiecare stat să avem o casă, dar nici nu mai poate nici un motocasă. Dacă nu, dacă acum așa un preot cu apoi, care și cu un suflet, participă cetățenii cu sume mult mai mari de bani. Nu este inuman ca noi acum să stăm de crapă, dăm la trei hârtii. Deci n-au nicio treabă.
treabă. Acum văd cei de electric au un stâmp la Pătrășcani, în urmă, la Diaconu. Nu avem cum te protejează. Slăbe, sunt prea mai capabil să trag, îl lasă chiar în curbul, îi strâmb, dar vor vin. Eu eram singurul el. Deci n-a fără niciun fel de problemă. Iar tot, fi tot drumul, să o luăm un pic cu poliția, nu știu câtă autoritate are poliția locală, că ei nu prea știți, zice, nu cunosc pisilul, nu cunosc pe ăla, pe ăla. Așa se întâmplă, știți, nu. Nu a făcut cumva o adresă la circulație, nu numai la, sau chiar și la secția 10, stă numai la pișniță, cu, se dea amiază, numai la căruțașă, cu căruță de lemn, cu ăla, pe ăla, la, în ciupeană, cu iaulea, știu că se strânge la poarta lui și se spune, mă, prietene, vă aduci mașina, fă parcare, fă. Sunt deja așa e o cultură cu jim, cu și eu. Las mașinile, sunt mașini care nu știu de vin face naveta la țară și las mașina nici nu știu de randare. Sau trebuie luat lucrul ăsta că se întâmplă și sigur nu și de primul rând, pentru imaginea comunii, mai trec în alte localități, din copii din străinătate, iau de
după care v-a primit un grup de scurt într-o perioadă destul de redus, da? Cui în ce? Domnul Iubăr, va avea ceva, nu? Domnul Bababe? Păi, că e iluminat, l-am mai aproșatat omul ăla. E iluminat al stângă, la prezii, nu spați fașa la să mai prezine la urmă. Nu vreau de tot, ne-am dezecat, nu mai aprim. Să se iasă tot, o pică pe față, lăsați-mă cu vă peste urmă. E domnul! Și a păținat-o spus și asta, au spus și asta. Nu știu, au spus și asta. Nu știu, au spus și asta. Bă, asta cu un costum. Da. Dar de asta. Și astăzi, domnul viceprimar era cu cel de la Iluminatul Lucrui. Nu e așa. Și domnul de informare ce nu o singură. O singură contract și firma care nu e la Lucrui. Dar cred că se rezolvă că Iluminatul Lucrui era la domnul Lucrui. Aseară l-am consumat Iulian cu mergi. L-am trimis, bine, m-au aprins-o din siguranță și dimineața s-au dus și o stânsă, eu pus mai stângeaua. La Băltinata? Da. Ceasul sus, tras din cutie în afară. Și tu n-ai așa, am fost super bărbine. A trebuit că nu, mult la 12 a fost un joc. Iulian, eu, de ce l-am fost? Avem voie să ne sudăm. L-aș suda, dar vine la iar și face. Zici că trebuie să te ia BMW-ul afară. Acum am vorbit cu domnul Genes. Am generatorul la bagaj, ca să-ți mă duc să sudez toate cutiile. Și o să n-am voie să-i sudez. Ori limbi un lacă, lacă de-o taie, o să-i pune pe Iulian să... L-am mai pus-o, mai tot. Ce-o să fie vieticii? Ce-l-o să fie vieticii? Ce-l-o să fie vieticii? Ce-l-o să fie vieticii? Și-o nu pot să dau pasă cu vieticii. Iluminat. Ei, v-ați dat sumarismul, domnul Vinci, cu ce-l-o? Nu el, ia domnul care a plăcat. L-a zutit. Presteze acest serviciu la limba publică, în al doilea rând. Vine și mi-e clipul cu serviciu să plătesc. Sunt pus în deducație în covală, între a face economie și a venit fiecare zi, ăla vine, domnule, eu cred și ăla, două milioane de locale. Cum credeți? Nu tot ce plăcerii sunt de vină, v-am mai spus și repet. Ca idee, când nu veneau mașină de plecare a bunului, toată lumea țipa prima vedere. Astăzi, să vedeți ce a făcut dumneavoastră. A dus poate cu un semn politicul local, băiatul de la mediu, și nu mai dăm 40 de tone, dăm numai 13 tone, 14 tone de lună. De ce? Să duci, dacă o găsi pământ, îl las acolo. O găsi piatră, las acolo, o găsesc și creangă, las acolo. Nu este gunoi menajer. Da? Nu este betonul gunoi menajer. Să vedeți cum facem economie. Orice serviciu plus executat trebuie plătit. Cetățeanul nu înțelege. Toți spune să vă spun că am face temeria. Cât s-a spus în toată comuna, în temeria nu sunt mai multe în toată comuna. Acum am ați. Ați viitoare, domnul viceprimar, cu domnul primar, cu domnul Stanciu Zărnuț, cu Ionica, a fost și cu inspectorul de mediu, iau toată temeria ca toată. Mă duc cu tabelul. Este fiecare plată scoate. Contanele sunt 2-3 sate. Dar când intrem la noi, nu pot să franța. A venit unde apare gunoiul. Haideți să rămânim problemele. Dacă stăm să o dăm populist așa, este simplu. Mergem la urmă, mă pun pe toată lumea. Și las tot pe bună ziua. Eu vreau să întreb niște nedreptăți. Adică, dacă aceeași urmă, ei am nevoie de sprijinul dumneavoastră și a cetățenilor din comun. Singurul pot să ne faci pe toată. Da? Fără cetățeni, nu faci nimic. Vă întreb asta și pe dumneavoastră, și poate cu ocazia asta și cetățenii vor înțelege. Dacă vin mașinile de gunoi, de ce mai știm peste Valea în Bravo noi? Da. De ce mai la Podul Bine ce mai rog? Dacă știe că în fiecare săptămână acum vine mașina de gunoi. De ce la Podul Sfânt să mă țin eu sați? Fiindcă asta e mentalitatea noastră. Este mai simplu să iau doza de bere sau de suc, hârtia sau paharul de cafea, apropo,
Cine mi-a ocupat din loc? Când a scapat. Exact. Ei, nu se duce, da. Cu contai. Eram practicat cu corpul prin sat. La primărie, cu localul primărie și vedeam, haideți la containă, să luat containă și vin gratuit. Ziceau unul așa, nu iau containă, că nu voi plăti cu mă dacă n-am containă. Acum a vin și tot de ce plâng. La o să fiu ce așa. Procedura este simplu, nu mă fac. Popularitatea, tot să mai pun hârtii cu de-astea. Deci tot de de la primul mediu. Procedura este simplă. Vine cetățeanul care nu are containă, cu buletinul la primărie și faci o cerere. Domnule primar, tu semnatul postul la Chior, număr de casă, rol de casă, 365, sat Emilia, număr de telefon și când am făcut 100 de containe, am trăit vreo 36, 37 de cere la ora actuală. Când am 100, cum așa, nu merg la București cu 30 de containe, vine cu 100, nu justifică transport. Când am 100, aducem 100 de containe. Când au venit containele, cu băgem la primărie, ne ducem la el, la poartă cu mașini de primărie, de benzina noastră și dăm la fiecare. Altă soluție nu există. Ce vă spun? Am rugat pe care dintre dumneavoastră să mergeți împreună cu mine când va fi ședința ADIF-ului. L-am luat pe domnul secretar, l-am luat pe domnul contabil, să vedeți cum se pune problema. Să vedeți cum mă ridic și spun. Vrem coletare selectivă. Vrem să punem puteri separat, plastic separat, sticle și... Să creezi condiții, să creezi. Și aici, oamenii la ajutor social, cu secații voastre la practica, s-au venit și l-au luat de ei, i-au și presiat, au o presă de aia de presat. S-au pus spate. Piloane, dar știu, fac pachet. Ei, le-am făcut oamenii la ajutor social. Așa trebuie să facă și ei. Asta înseamnă bani și înseamnă, într-adevăr, o colectare conform normelor europene. Deocamdată și-a fost bunii mă și-a fost bunii aia românii. Sunt treburi care se importează la. O să vedeți, la prima ședință a zis, iar mă ridic cu alunii când iau aceea și chiar dacă sunt și directorul de la a zis și domnul președinte al Consecreția Sfântului Curând, eu tot o ridic. Nu este corect să amestecăm lucrurile, suntem că suntem amestecate. Facem mult de cum mai și mă plătim pe alții să le selecteze. Când putem să le luăm, selectiv. Dar nu le convine. Selectiv înseamnă a zis și ea mâine, de astăzi se facă ei, trebuie să facă numai profit, trebuie să plătească mașinile cu propriul, pe care l-au luat prin baza Comunei Curavăie. Am fost singur acolo în tot pentru Bacău, care nu am vrut să plătesc 4 luni de zile adisul. Am plătit 500 de milioane. Așa de aia se plătească cetățenii din Curavăie. Asta nu știe, vinea și vinea lui. Dar așa nu știu. Veneau cu fiecare săptămână, aveam control de familie. Matazul de-aia din gura lor. Ăsta un miliard și mare, pe un nevoc, un miliard. 450 de milioane. M-am opus și am rezolvat problema. Nu m-am rezolvat să fie. Nu sună, madame, vă și așa are pe toată situația noastră cu artistii. Da. Asta este. 66 de primări. Domnul Pațiu, sunt 66 de primări. A doua întrebare. Nu s-a făcut la sală sau care? A doua întrebare.
Thank you.